Salutare cititori! Suntem în a 66-a zi de lectură asupra cărții Cel mai mic Bigfoot de Jennifer Weiner. Să reluăm. Alice se întoarse și începu să alerge în direcția opusă, întrumând mulțimea departe de lac, de pădure și de sprinteni, sau cel puțin de toți în afară de unul. Millie, își zise ea în timp ce îi conducea spre centru, ar fi trebuit să fie avut dreptate, ar fi bine să meargă. Căuta adânc înăuntrul ei ultimele rezerve de energie pentru o ultimă alergare disperată. Trupul îi le oferi. Coapsele rotunde și musculoase pe care le urâse mereu, umerii lati și picioarele mari pe care le disprețuia, toate se uniră ca o mașinărie perfectă, ținând-o pe Alice în siguranță în fața urmăritorilor. Alergă dincolo de porțile centrului și acolo, slavă Domnului, erau Lori și Phil cu brațele încrucișate pe piept și expresii împietrite, identice pe față. Opriți-vă imediat!" zise Phil când a apărut Jeremy gâfâind, urma de o mulțime, mai întâi o duzină, apoi câteva duzini, pe urmă vreo 50 de străini în spatele lui. Aceasta e proprietate privată!" strigă Lori când prima dubă cu reporter se opri brusc. Și dumneavoastră, cine sunteți?" întrebă Donata Dale, netezindu-și părul când coboră din duba de la News 6. În spatele ei, un cameraman aprinse lumină. Lori mișu ochii furioasă, ridicând o mână ca să-și acopere ochii. Nu că v-ar privi, dar numele meu este Lori Mandator. Sunt unul dintre fondatorii acestui sat, Centrul Experimental pentru Dragoste și Studiu. Alice, mica elevă pe care o urmăriți, e membra acestei comunități. Ea e bine primită aici. Voi îi căutați cu privire pe toți cei din mulțime. Nu sunteți. Avem motive să credem că adăpostiți o creatură periculoasă, zise Donata calm. E ridicol, spuse Phil, cu barba lui și fața pictată arăta exact ca de ciudat cum spera Alice. Adăpostim între ghilimele un grup de tineri exploratori care au ales să fie aici de bunăvoie ca partea unei experiențe colective cu privire la achiziția cunoștințelor. Cred că asta înseamnă că e o școală, îl auzi Alice spunând pe un cameraman. Se sprijini de stâlpul porții, trăgându-și sufletul, temându-se să se uite măcar la Millie. Într-o parte, spre spatele mulțimii, îl văzu pe Jeremy cu capul plecat, vorbind cu o fată într-un scaun roșu cu rotile. Deodată Dale era calmă și netulburată ca întotdeauna. Dumneavoastră, ce aveți de spus despre asta?" întrebă ea și întinse lui Phil o foaie de hârtie. Alice bănuia că era fluturașul pe care îl făcuseră Jessica și prietenii ei, cel în care poza ei era pusă lângă cea a unui Bigfoot. Phil de-abia se uită la foaie. Ceea ce am de zis este că oamenii au voie. În această națiune măreață se arată oricum doresc. După părerea mea, convenționalismul nu e moralitate, conformitate, nu e o necesitate. Individualitatea nu e o crimă și... e un Bigfoot! Țipă femeia cu bluză roz arătând spre Alice. Phil înălță capul. Lori miji ochii. Femeia roz, înainte legănându-se părând nesigură pe picioare, avea fața îmbujorată și cu fiecare pas pieptul îi tremura sub bluza mulată și berea îi curgea din cutia din mână. Haideți să o vedem! Scoteți-o afară! La început vorbi o singură persoană. E un Bigfoot! E o ciudățenie! Striga femeia. Apoi celelalte voci preluară scandarea. Bigfoot! Ciudățenie! Deodată a făcut un gest și luminile camerelor se aprinseră din nou, iar oamenii strigau. Scoteți-o afară! Scoteți-o afară! Scoteți-o afară! Alice simțea că îi se îngusta traheea, că abia putea să respire. Lori părea mică și speriată, iar Phil se încrunta trăgându-se de barbă. Alice își înfipse unghiile în carne din palme, sperând, rugându-se că spusese lucrurile potrivite și bănuise corect, când Terry, unul dintre îndrumătorii, ieși pe poartă directă lumina puternică a camerelor. Vreți să vedeți o ciudățenie? Uitați, atunci, eu sunt o ciudățenie. Terry purta un tricou gri, sandale greoaie de piele și o fustă albastră cu buline albe, una dintre cele trei pe care Alice știa că le făcuse taile. Terry făcu o piruietă încet, apoi se înglină puțin. Eu am fost dat afară din liceu pentru că mă îmbrăcam așa. Phil și Lori nu lăsa pe nimeni să râdă de mine și eu, Terry, aruncă o privire furioasă către camere. Eu nu las pe nimeni să râdă de copiii de aici. Și eu sunt o ciudățenie, zise Tylee, fârnuind pe nas, apoi păși în față. Sunt alergică aproape la orice. Nu pot să stau pe lângă unde arahide și ultima școală la care am fost a votat să fie atenți cu alunele, dar nu voiau să interzică nimic, așa că a trebuit să plec. Aici sunt în siguranță, zise ea fonfăind. Nu merită toată lumea să fie în siguranță.
Eu sunt o ciudățenie, spuse Ria, și ieși în față cu spada. Nimeni în familia mea nu crede că, frate, fetele ar trebui să lupte. Fiul și lor mă lasă să fac ce vreau aici. Mă lasă să fac ce iubesc. Eu sunt o ciudățenie. Kate purta șorțul, plasa de păr și cizmele negre și grele. Părea enormă în lumina camerelor, uitându-se urât la reporterii cu mâinile mari, înfipte în șoldurile tot mari. În orice loc am fost, oamenii au râs de mine, dar nu aici. Ridică bărbia, nu aici. Nici de alte fete de aici, dacă am eu grijă, nu aici. Alice tremura, genunchii, gâtul, chiar și vârfurile degetelor, dar se forța să iasă în față, își scoase vesta, mănușile și își scutură coama. Cum făcea Jessica, lăsând lumina să-i scoată strălucirea în evidență și se arăta în întregime în fața lumii. Eu sunt în poza aceea. Niște copii mi-au jucat o farsă, înotam și mi-au furat hainele. Știu că nu sunt mică și drăguță, de-abia putea să vadă cu luminile puternice în ochi, dar îi se părea că auzea niște murmure și pe cineva suspinând ca și când plângea sau încerca să nu plângă. Iar verișoara mea, Millie, are o problemă cu glanda, de asta are păr pe față, dar asta nu înseamnă că e un monstru sau o ciudățenie. Avem dreptul să fim aici, chiar dacă nu arătăm exact așa cum ar trebui. Oamenii au dreptul să fie. Inspiră adânc și simțim mâinile lui Mile pe umerii sprijinindu-l. Dreptul să fie cine sunt și să nu le fie frică, spuse Alice. Poate suntem noi toți ciudați, zise Tali, care de data asta nu mai vorbea pe nas. Făcu un pas în față, în lumina puternică, chiar în fața Donetei. Preț de o clipă, fost singură. Apoi se alătură băiatul cu creastă. Eu sunt o ciudățenie, zise el, bolborosind încet. Fata care purta numai negru, iubita lui, credea Alice, veni lângă el și-l lua de mână. Eu sunt o ciudățenie, spuse ea. Cercelul din nas și piercingul din obraj scânteiau la lumină. Alice își aminti ce îi spusese rătaile și Ria în prima ei zi de centru. Toți cei de aici au ceva special. Eu sunt o ciudățenie, zise Calvin Atwater, băiatul care făcea iluzionism. Eu sunt o ciudățenie, spuse fata care îi plăcea tragerea cu arcul, băiatul care cânta la mandolină făcută de mână, fata care juca fotbal, băiatul care dansa step, fata cu două mame și băiatul cu doi tați, dansatoarea irlandeză de step care fusese dată afară de liceu după ce profesorul de engleză interceptase un bilet de dragoste pe care îl scrisese prietenei ei și notătorul celebru care fusese alungat de acasă după ce părinții lui îl prinseseră vorbind pe FaceTime cu prietena lui. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Ne vedem data viitoare!